Zici că am turnat apă pe mine, frate. Și roaie, și roaie curge apă. Mamă. Cam așa arăt după ce am cărat toată marfa din mol. Este ora 10 seara și am venit, am terminat târgul, am venit din mol. Da, după cum v-am spus, și munca este foarte, foarte bună atunci când vrei să slăbești. Important este să fii activ, să faci absolut tot ce este nevoie pentru tine, pentru afacerea ta și vei avea rezultate chiar dacă nu ai fost la sală. M-am cântărit, nu am îngrășat decât foarte puțin, un kilogram în 4 săptămâni. Și de aceea vă zic, și munca este foarte, foarte bună, chiar dacă nu faceți sală, chiar dacă nu aveți timp într-o zi, două, trei, nu e nicio problemă. Dacă aveți de lucru prin curte sau pe la țară sau pe la firma voastră, este foarte, foarte important să faceți lucrurile care sunt mai importante prima dată și apoi când aveți timp, vă veți duce și la sală, nu este nicio problemă. Noi ne vedem mâine, o să pun vlogul, l-am făcut, m-am cântărit, veți vedea mâine cât am slăbit. Luni la ora 7, deci vlog nou cu progresul meu, cu revenirea, după pauza foarte mare pe care am avut-o. Ceau! Mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus.